vor să reducă din grijile oamenilor de la sate. În acest scop, liderul unei gospodării agricole din satul Cotujenii Mari, raionul Șoldănești, a deschis o brutărie. O bună parte din locuitorii comunei Cotujenii Mari de mai mult timp preferă să dea cotele de pământ în gestiunea lui Gheorghe Cojocari. Pe lângă faptul că acesta i-ar fi răsplătit pe potrivă, gospodarul le prestează diverse servicii agricole. Așa cum Cojocaru deține o moară și o loiniță, la dorința deținătorilor cotelor de pământ, agricultorul le eliberează acestora în calitate de plată de arendă, ulei, făină de porumb și grâu. Gospodarul însă a găsit de cuvință să le dea consătenilor și produse de panificație. Gândul meu a fost mai de mult ca să deschidem o brutărie în Cotujeni, având în vedere că avem moară, trebuie să producția care o creștem, să o trecem prin moară, prin brutărie, să fie produsul finit, adică pâinea, care e necesar la toată lumea pe masă. Gândul nostru a fost acela care să ușurăm relațiile dintre noi și oamenii care ne-au încredințat pământul, ca să nu dăm la cote grâu sau făină, dar în final să iei pâine coaptă gata. Să-și realizeze scopul pe care îl avea de mai mult timp, lui Gheorghe Cojocaru i-a venit în ajutor un vechi amic. De altfel, acesta are în proprietate o brutărie în raionul Florești, care până mai de unăzi își comercializa producția și la Cotujenii Mari. Da, într-adevăr, e un risc mare și pentru mine, nu numai pentru mine, pentru toți muncitorii noștri. Deci, m-am gândit cum că piața desfacere la mine s-a primit așa că s-a început a desface înspre raionul Șoldănești. Ne-am gândit să avem muncitori din raionul Șoldănești și pâinea ca să fim din raionul Șoldănești. Dar omul de afaceri a venit la Cotujenii Mari nu doar cu investiții. Tânsul a antrenat în lansarea brutăriei și colegii săi de la Florești. Calitate normală, culoare normală, e copt, ca prima coptură e foarte minunat. Sper să fiu tot așa. Chiar dacă la Cotujenii Mari mai funcționează o brutărie, oamenii din partea locului s-au bucurat de eveniment. Ne bucurăm foarte mult. Avem un loc de lucru, nu trebuie să plecăm și hotare, să ne lăsăm familiile, lucrăm în sat. Mă bucur foarte mult că s-a deschis o brutărie la noi în sat și ne bucurăm că avem locuri de muncă și să producem, ne servim să producem producție bună ca să avem vânzare. Și noi, ca conducătorii magazinelor alimentare, sperăm că o să fie deservire făcută, efectuată mai la nivel, deci mai de dimineață să primim pâine sperăm că o să fie cu o tehnologie înaltă. Deschiderea acestei brutării ne va aduce un bun venit în localitatea noastră. La o greutate ne va da puțin ajutor și financiar, și tehnic, și de lucru, și cu ce vom avea nevoie, sperăm. De altfel, și administrația raionului a salutat deschiderea a încă unei întreprinderi în teritoriu. Deschiderea acestei brutării nu este o oportunitate doar pentru câteva familii care vor avea ocazie să muncească aici, la Cotujenii Mari, ne gândindu-se la drumul mare, adică unde să plece, să facă un ban. Vor fi surse adăugătoare în bugetul local, vor fi surse adăugătoare chiar și mici în bugetul raional, în bugetele de toate nivelurile. Deci cu aceasta câștigă satul, câștigă raionul, câștigați dumneavoastră localnicii, câștigați și dumneavoastră cei care ați decis să faceți acest pas important pentru activitatea dumneavoastră. Cu prilejul deschiderii brutăriei și în speranța că noua întreprindere să înregistreze succese, un sobor de preoți au sfințit încăperea noului agent economic.